17. Punkt. În Evanghelia după Matei, 18 cu 3. Adevărat vă spun că dacă nu vă iubeți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca, vă veți face ca niște copilași, în niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerului. Și în Matei 19 cu 14, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci Împărăția Cerurilor este a celor ca ei. Fii ca un copil. În judecata celui mare, fii ca un copil. În mânia acestei lumi, fii ca un copil. În necazul ce te înconjoară, fii tot un copil. Dimineața, la ridicarea din așternutul patului, fii cu zâmbetul pe buze și chip înseminat. Așa, ca un copil. Încerc ceva, cere cu îngăduința Tatălui, ca un copil. Bucură-te de tot ce-ți dăruiește Tatăl, cu ochii senini, așa, ca un copil. N-ai iubit pe cei din jur și ai judeca, fii tot un copil. Caută prin soarea mâinii Tatălui și lasă-te condus. Fii un copil. Când îți îmbrățișezi și îți săruți părinții, frații, surorile, fii sincer, ca un copil. Ziua trăiește-o bucurându-ți Tatăl, ca un copil. Noaptea, somnul liniștit să-ți fie și fără de griji, ca a unui copil. În toată călătoria ta, caută să ai păcatul unui copil. Atunci, când ai căzut, întinde mâna Tatălui să te ridice, ca un copil. Te-ai rătăcit, ești trist, dezamăgit, caută și strigă-ți Tatăl în lacrimi și suspine, ca un copil. Iar când El îți va răspunde, strigă de bucurie, așa cum face un copil. Dacă toate acestea îți vor conduce viața de aici, pe acest pământ, atunci vei fi o veșnicie, copil, a Tatăl Sfânt. Amin.